Pasionații de automobile se numără printre persoanele cu cea mai puțină răbdare până la împlinirea vârstei de 18 ani, când pot să obțină permisul de conducere. Dacă te numeri printre cei care simt că nu mai pot aștepta, ai la dispoziție o soluție legală cu ajutorul căreia să circuri pe drumurile publice, chiar și începând cu 16 ani. În mod normal, conducerea unui vehicul fără permis se sancționează cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Situația este alta în cazul în care ești posesorul unui vehicul din categoria B1 a cărui masă proprie nu depășește 400 de kilograme. Mai exact, mașinile care pot fi conduse fără permis sunt mai înrudite cu un moped decât cu un automobil normal, având în vedere că au o serie de caracteristici care le diferențiază enorm de un Ford Focus sau de un Renault Kadjar, de exemplu. Dacă vrei să devii șoferul unei mașini din categoria B1, trebuie să ai o vârstă minimă de 16 ani împlinită până la data susținerii examenului. Proba este necesară pentru că, deși aceste vehicule sunt numite mașini fără permis, ele necesită deținerea unui permis de conducere specific pentru categoria B1. Astfel, examenul implică rezolvarea unui chestionar cu minimum 22 de răspunsuri corecte, dintr-un total de 26 de întrebări. De asemenea, va trebui să susții și o probă practică pe parcursul căreia te va asista un examinator de la poliție.